Bună seara, dragii mei! Ne bucurăm să salutăm pe cei care ne vor privi cu o ediție specială în care în seara aceasta eu, ca realizator Mihai Racovician, am deosebită plăcere să prezint o doamnă notar, doamna Oana Toma de la Sântana. Pe lângă subiectele care le, deci, sau calitățile pe care domnia sa le are, mai are și altele care o să și le prezinte singure. Bine ați venit în cadrul emisiunii Cadastru pe înțelesul tuturor, dar această emisiune va fi transmisă și pe canalul Dialogul Constructiv Salvează România. Părerea ta contează. Bine ați venit, doamna notar. Bine v-am găsit. Sperăm să avem o discuție. Mulțumesc pentru invitație. Și alături de noi, evident, colegul nostru de realizare a emisiunilor cu privire la secretarii de comune, domnul secretar al comunei Livezile, județul Timiș, Radu Briscan. Bine ai venit din nou, Radu, la emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit și de asemenea mulțumesc și eu pentru invitație. Astăzi ne propunem să avem o emisiune specială. Sperăm ca doamna notar să fie invitată cât mai des, pentru că perspectiva pe care am avut-o în pregătirea emisiunii a fost să-i fac această invitație, ținând cont de următorul context. Biblia spune, sau ca să folosesc sintagma pe care o folosea profesorul Tofană cu referire la această carte sfântă, în biblioteca lui Dumnezeu scrie: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Și mai scrie ceva: dacă știi să faci un bine și nu faci, faci un păcat. Și sunt convins că sunt alături de oameni care știu să facă bine, știu să învețe pe oameni cum să facă binele, pentru că parcă prea mult rău s-a făcut la noi în această seară. Subiectul principal pentru noi în seara aceasta va fi codul administrativ, în relaționarea comunitară, în sensul în care OAT-ul are nevoie de notar, notarul are nevoie de OAT și mai mult, pentru a sluji cetățeanul, lucrurile trebuie să fie bune. Dar acum am să încep cu o simplă întrebare. Cine este doamna Toma Oana? Oana Toma este un notar care își desfășoară activitatea de 14 ani în localitatea Sântana din județul Arad. De anul trecut, din septembrie, este și consilier local în aceeași localitate Sântana, din partea Uniunii Salvați România și Alianței USR Plus. Și este un om care își desfășoară activitatea în principal printre cetățenii care au probleme, problemele pe care dumneavoastră le-ați propus ca și subiect al acestei emisiuni, și anume cele legate de terenuri, de proprietate. Și în privat este o mamă a doi copii năzdrăvani de 10 și 7 ani. Vă mulțumesc! Astea sunt mândria, de fapt, părinților. Da. Astea sunt cele mai importante investiții. Și valori, cele mai, să zicem, valoroase lucruri pe care le putem realiza ca părinți. Da. Sunt comorile mele. Absolut. Și, Radu Briscan, ce ne poți spune și tu acum, ca să știe lumea, pentru că pe Zoom, la Radio România ai mai fost, dar pe Zoom încă nu. Da, în primul rând o felicit pe doamna notar pentru activitate și pentru câștigarea alegerilor din 2020. Despre mine, după cum știți, sunt născut în Timișoara. Din 2008 sunt secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Livezile. Din data de 5 iulie 2019, secretar general, cum spune codul administrativ. Sunt și eu tatăl la unui băiețel în vârstă de 6 ani. De excepțional copil, l-am văzut, mărturisesc. Un copil extrem de delicat și de dezghețat. Vă mulțumesc mult pentru apreciere și, la fel ca și doamna notar, îmi desfășor activitatea cu cetățenii, bineînțeles, ai OAT-ului nostru, dar nu numai, în diverse probleme, că noi secretarii suntem așa, ca moașele comunale, știți? Având în vedere că și OAT-ul dumneavoastră este un ateu destul de stoinic, doamna notar, vrem să vă spunem că la Livezile, în comuna Livezile, noi derulăm un proiect pilot
privind stabilirea unor baze de date de tip spațial, care reprezintă fundamentul unor administrații moderne și performante. Suntem cu aproximativ 95% din extravilan cu numere cadastrale, cu planuri parcelare făcute, iar actualmente, câteva zile mai avem, și ridicăm spre dezbatere publică localitatea Livezile per întreg intravilanul, ca înregistrare sistematică. Deci avem o comună model și anul ăsta ne propunem să abordăm ultima localitate, că sunt două de fapt, ca să punem în evidență că și la noi, la români, pe banii comunei, asta e foarte important de reținut, se poate. Și ce putem spune despre notar? Un om care ne trebuiește la fiecare pas, la fiecare activitate, la fiecare chestiune legată de consiliere, legată de acte care trebuie să fie legalizate, de o întocmire corectă a translației de bunuri imobiliare, etc. Doamna notar, am să vă rog să vă spuneți câteva chestiuni legate de aceste subiecte, pentru că, în general, sunt convins că după o viață, pentru că 15 de ani de zile e o activitate apreciabilă și după felul în care m-ați rezolvat pe mine, în sensul problemei mele, mi-am dat seama că stau de vorbă cu o profesionistă. Vă mulțumesc de apreciere. Notarul public, ce să spun, are o dublă calitate. Pe de o parte este un funcționar public, dar pe de altă parte este un liber profesionist. Este cel care autentifică actele juridice, autentifică înscrisurile, legalizează copii, eliberează certificate de moștenitor. Deci, practic, este cel care interacționează cu cetățenii în ceea ce privește dreptul de proprietate în principal. Conform legii 36/95, notarul public este foarte prezent în viața cetățenilor din acest punct de vedere. Ce vă pot spune eu referitor la dreptul de proprietate și cu ceea ce mă confrunt eu zilnic de 14 ani, nu sunt neapărat problemele obișnuite prin care se transferă dreptul de proprietate în condițiile în care el este cert, da? Se face un contract de vânzare-cumpărare asupra unei case sau asupra unui teren intravilan, pentru că acelea sunt probleme simple oarecum și care nu ridică foarte mari probleme. Problemele esențiale care se pun și care sunt mai complicate și probabil și domnul secretar general cu siguranță le cunoaște, sunt cele legate de terenul care este fie proprietatea fostului CAP, sau gospodăriile care mai au teren în proprietate și care este proprietatea statului român. Acolo sunt acele probleme care se pun și care necesită o atenție deosebită și o implicare maximă din partea notarului, dar și a autorităților locale, pentru că în această problemă notarul și autoritatea unității administrative teritoriale, autoritatea locală, respectiv primăria, prin angajații săi și prin personalul de specialitate, trebuie să colaboreze pentru ca acea problemă a cetățeanului să fie rezolvată. Doamna notar, îmi permit să intervin și să vă comunic că noi la Radio România, antena satelor respective, emisiunea Cadastru pe înțelesul tuturor, ne-am luptat foarte puternic pentru a reglementa subiectul care l-ați amintit mai înainte și se numește simplu. Terenul aferent casei de locuit anexelor gospodărești, curții și grădinii. Există o decizie a Curții Constituționale încă din 2004 care spunea că până la 6.000 de metri pătrați terenul poate fi atribuit în condițiile în care se fac verificările de rigoare. Dar mai mult pot să vă spun că am fost invitat odată la o dezbatere cu judecătorii la Târgu Mureș și pe drum am fost sunat de radio ca să dau o explicație cu privire la acest subiect. Am identificat cel puțin 5 chestiuni legate de definirea acestui teren. Foarte ciudat a fost. Dar ce pot să vă spun? Că în 2018, chiar înainte, au fost făcute niște modificări și s-a definit odată pentru totdeauna teren aferent însemnează terenul aferent casei de locuit anexelor curții și grădinii. Deci anexelor gospodărești, curții și grădinii. La vremea respectivă au intervenit
niște grupuri de interese, ca să zicem așa, că asta este, și era să se schimbe după 20 de zile această sintagmă, această definire. Am fost solicitat de către colegul Truță de la Harghita să facem solicitare președintele României să întoarcă legea la Parlament pentru a putea fi reexaminată, și putem să spunem că a ieșit o lege mult mai performantă și putem să vă spunem că potrivit legilor 231, 92 și 292, evident toate trei completează legea 18, care este o lege cârpită de 42, modificată de la nașterea ei, acum se pot emite titlul de proprietate pe ceea ce a spus dumneavoastră, se poate nota posesia pe ceea ce a spus. Spune dumneavoastră, deci, problema de fond e mai adâncă și, într-adevăr, dumneavoastră notarea trebuie să vegheați pentru a nu crea probleme. Și acum, relația pe care ați precizat-o cu consiliile locale, să zicem, sau cu primăriile, mai precis cu secretarii generali, domnul secretar, cum apreciați dumneavoastră necesitatea consultării unui notar în activitățile de zi cu zi ale cetățenilor comune, evident, și a dumneavoastră ca și administrație publică? În materia actelor translative de proprietate, eu zic că trebuie să existe o colaborare strânsă, în special. Bineînțeles că sunt anumitele speciale care deja prevăd anumite colaborări între notar și autoritățile administrației publice locale, de exemplu, încheierea contractelor de întreținere, automat este obligatoriu delegarea reprezentantului autorității tutelare. În, așa cum a spus, în materia actelor translative de proprietate, vânzări sau cumpărări de terenuri de către autorități. Numai puțin, cine este reprezentantul în cazul ăsta? Ați adus o noțiune nouă. Din punctul meu de vedere, eu încă n-am nevoie de contract de potrivit, potrivit codului administrativ, primarul este reprezentantul autorității tutelare în calitatea pe care o are, dar în fiecare unitate administrativă specială bănesc că este delegată această atribuție, cum este și la noi. Avem un funcționar public care reprezintă autoritatea tutelară în cadrul compartimentului, în cazul nostru, asistență socială și protecția copilului. Deci evident că această colaborare este trainică, sănătoasă și este foarte bine să existe un dialog. Am dreptate, doamna notar? Este, este, da. Da, sigur, și nu doar în ceea ce privește autoritatea tutelară. Colaborăm și pentru documentele de stare civilă, respectiv cu serviciul de stare civilă. Corect. În condițiile în care nu se găsesc certificate de deces, certificate de căsătorie, de naștere, singurul care poate să solicite aceste documente în extrase de uz oficial este notarul, care face o cerere către primărie și reprezentantul direcției sau a serviciului din cadrul primăriei eliberează acest extras de uz oficial pentru a fi folosit de notar în procedurile notariale, succesiuni, declarații notariale și alte asemenea acte. De asemenea, cu Registrul Agricol colaborăm foarte mult. Domnul secretar general cu siguranță se lovește zilnic de aceste probleme, pentru că în condițiile în care avem probleme legate de titluri de proprietate unde sunt înscrise suprafețe de terenuri agricole, unde din nou nu se găsesc titluri, primăria ne ajută să obținem niște copii, iar ulterior să ne adresăm biroului de carte funciară, să putem să găsim o copie legalizată sau să găsim extrasul de carte funciară în care este înscris acel teren. Deci colaborarea dintre un birou notarial și autoritatea publică locală este foarte strânsă. Vreau să vă aduc o veste. Până acum o lună jumate, două, nu mi-am imaginat ce reprezintă Registrul Agricol. Într-o zi m-am gândit eu cum să fac să rezolv problemele legate de actualizarea informațiilor care se înscriu în Registrul Agricol. Ceea ce m-a determinat să citesc ce înseamnă Registrul Agricol. Și când am început să-l citesc, acel cod sau cum îi spune, mi-am dat seama că de fapt este inima administrației publice locale. Acolo se nasc, de fapt,
structurile care generează bugetele. Acolo, fiecare entitate, plecând de la dumneavoastră notarii publici sau alte interese personale, ca să spunem așa, generează un act din care rezultă cu ce e dator sau cu ce este dator omul. Adică, acest registru agricol, din punctul meu de vedere, care se dorește a fi ridicat la nivel de digitalizare, pe nivel național, va fi probabil fundamentul bugetelor corecte și tainice. Și atunci, am identificat două situații. Și aici mă lupt și poate vă gândiți cumva să mă ajutați. Există două chestiuni. Înregistrarea declarațiilor, așa cum cunoaște omul, la suprafețe, la întinderi, la terenuri, la imobile, și alea se înregistrează, și modificările. Modificările pot fi făcute doar pe bază de documentații tehnico-topografice, ca să le spunem în sensul acesta, cu modificare cu referință la construcții sau terenuri. Și evident celelalte atribute pe care le are imobilul. Eu am zis așa, și acum vreau să vă cer părerea, doamna notar, domnul secretar, am lansat către Agenția Națională de Cadastru ideea sau necesitatea ca înainte să elibereze comuna un extra sau adeverință din registrul agricol, să se solicite o documentație de actualizare a informații tehnice întocmite conform normelor legale în vigoare. Ce avantaj ar crea? În primul rând, documentația trebuie să fie însoțită de procesul verbal de vecinătate, care să-ți definească suprafața, să-ți definească categoriile de folosință și construcțiile. Vă dați seama ce ar însemna o chestiune de genul ăsta? Este opinia mea. Am lansat-o la București pentru că acolo, de fapt, trebuie să se modifice și am zis așa, ținând cont că va urma posesia. Oamenii trebuie să aibă realitatea din teren. Altfel, ce ne facem cu declarațiile? Poate să vină la dumneavoastră să declare, dar dacă nu e realitatea din teren, ce părere aveți? Aici aș puncta un pic și din punct de vedere politic, având în vedere că fac și parte dintr-un partid politic din Alianța USR Plus. Am avut discuția asta cu colegii mei care sunt deputați și senatori în Parlamentul României și spuneam că este necesară o reformă a acestei legislații foarte stufoase cu privire la dreptul de proprietate asupra terenurilor, pe de o parte, iar pe de altă parte am insistat foarte mult în crearea unui sistem în care autoritățile sau instituțiile care au legătură cu problema despre care ați spus dumneavoastră să poată să acceseze un program în care să nu mai existe diferențe. De exemplu, cel puțin acum și poate domnul secretar general poate să-mi confirme, la nivel de primării sunt foarte multe diferențe la suprafețele de teren între ceea ce e înregistrat pe baza declarației care ați spus dumneavoastră la serviciul de taxe și impozite și terenul care este înregistrat vis-a-vis la departamentul la registrație. Așa. Și atunci, asta am insistat la colegii mei care sunt acolo la București și care propun legi și tot felul de proiecte, să se facă un sistem în care, doar accesând în baza CNP-ului persoanei un program, să putem să știm exact și la registrul agricol, și la direcția de taxe și impozite, să se poată ști exact care este suprafața, dar în momentul în care aceste date se încarcă în acel program, evident ar trebui să existe o documentație întocmită de către o persoană autorizată, respectiv un topograf, da? Iar atunci toate suprafețele acestea să fie reale și să nu mai existe aceste discrepanțe între suprafețele înregistrate. Personal nu consider că declarația omului ar fi foarte bine de luat în considerare. De ce? Pentru că omul știe că are, de exemplu, 5.000 de metri pătrați. Ei, în momentul în care s-a făcut sistematicul, din acei 5.000 de metri pătrați se poate să mai fi căzut vreo 2 metri pătrați și atunci să aibă vreo 4.998, da? Care la registrul agricol figurează așa.
Și atunci omul degeaba de declarația aceea, că practic până la urmă e un fals în declarații, dar omul nici măcar nu știe că e fals în declarații, pentru că el știe că a moștenit acel teren 50 de ari de la bunica. Da? Ei, atunci ar trebui să fie puse toate problemele astea într-un program și într-un sistem care să poată să fie accesat ușor, iar declarațiile astea să dispară. Iar în momentul în care, de exemplu, o persoană vine să-și înregistreze la primărie un titlu de proprietate al bunicului, cum spuneam, să nu mai poată fi înregistrat, până în momentul în care își face moștenirea, ca să poată să fie efectiv proprietar și să aibă toate drepturile rezultate din acest drept de proprietate. De ce spun asta? Pentru că există de foarte multe ori înregistrate la Direcția de Taxe și Impozite persoane care au luat fie pe contracte sub semnătură privată terenurile respective și figurează ca plătitor de taxe și impozite. Ei, în momentul în care moștenitorii vin să dezbată moștenirea la notar, solicit certificatul de atestare fiscală. Ei, acest certificat de atestare fiscală nu mai figurează pe cel care este de drept proprietar, ci practic figurează pe persoana care a cumpărat cu actul de mână și care de fapt nu este un proprietar de drept, este un proprietar faptic. Și atunci... Până asta cred că ar trebui puțin să facem un pic de recurs la istorie. În 2005, subsemnatul, m-am prezentat cu Agenția de Cadastru la Bruxelles, Parlamentul Europei, domnul vicepreședinte, dr. Ingo Friedrich, cu proiectul Baza de date de tip spațial, fundamentul unor administrații moderne și performante, Cadastrul în economia de piață cu aplicabilitate în domeniul administrației publice locale. Sunt lucruri care sunt deja din 2015. N-ați descoperit nici acum roata, ci ați pierdut dialogul. Mai mult. Deci eu fac foarte clară problema asta. Studiez probleme pe proiect de cercetare. Nu interesează pe oamenii politici. Nu mă provocați că vă spun foarte clar că nu e adevărat. Nu interesează. Acum, mergem mai departe. Legat de subiectul declarații. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu sunt de acord. Și vă spun și de ce. Pentru că se creează premisele ca nici cel puțin cei declarați să nu mai înregistrăm. Nu am făcut educație, clasa politică implozată, 29% să scoți la alegeri, e dezastru. Oare mă întreb eu, de ce n-au studiat ce a făcut Racovician? Spre exemplu, vă întreb pe dumneavoastră acum, dacă discutăm, că e discuție liberă, nu? În perioada când am fost director, am propus următoarea chestiune. Caie de sarcini pentru aplicarea legilor proprietății, legea 18 la vremea respectivă, cu modificările respective, pe bază de măsurători și șoc. Vreți să vă șochez? Vă șochez. Toate titlurile să se dea odată pe comună. Întrebarea mea este următoarea. Dacă dădeam toate titlurile de proprietate pe comună, se mai întâmpla ce s-a întâmplat la Zarand? Categoric nu. Și de ce suntem noi românii? Că acum e o chestie politică. Dacă ziceți că știu și politică, nu-i problemă. Vă întreb pe dumneavoastră, de ce începem totdeauna de la zero când vin alții fără să luăm ceea ce este bun? Biblia ne învață un lucru simplu. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dar noi avem capacitatea să cercetăm. Dacă Racovician, și nu sunt, eu vă spun sigur că mai avem în Suceava, alt coleg director care a spus cum trebuie să se lucreze. Și știți ce i s-a spus? A, nu, că noi trebuie să dăm titlul de proprietate. Oare de ce nu avem înțelepciunea să ne ducem să reluăm și să ne bazăm pe oameni profesioniști? Cum puteți să discutați acum, vă întreb eu, oamenii politici, cum puteți să discutați lucruri care s-au dezbătut și s-au dezbătut? Ce interese se ascund? Asta e concluzia mea. Eu am demonstrat că de 6 ani de zile pe Radio România spun acest lucru. Și vii acum să ce să constați? Că ești penibil. Nu e o chestie de constatare, e o chestie de pus presiune pe ei, pentru că până la urmă de acolo se pornește. În condițiile în care... Asta este situația, asta e realitatea. Doamne, până la urmă, nu mă cer cu dumneavoastră, vreau să vă încurajez, vreau să vă spun că există metodă. Vreau să vă spun că totul pornește de la politic și de la deciziile pe care reprezentanții noștri în Parlamentul României le iau, pentru că practic de acolo pornesc legile. Ei, de acolo pornind legile,
noi nu facem altceva decât să le aplicăm după aceea. Și atunci, dacă nu avem un cadru legal concret și foarte limpede, e normal să avem tot felul de astfel de probleme. Dar părerea mea este că, și o spun și colegii mei o știu, în Parlamentul României nu sunt oameni competenți care să poată să preia de la A și să ducă la Z anumite proiecte legislative și care să își facă și o idee generală, o idee nu doar pe o anumită perioadă de timp, ci o le idee... Trebuie oameni de ăștia, le trebuie oameni care să gândească, doamnă, acum îs rău, vă spun. Nu le trebuie, dar teoretic ar trebui să fie, pentru că de asta nu merg lucrurile bine în România, pentru că nu sunt oamenii competenți în locurile în care trebuie să fie și să ia decizii. Doamna Oana, am avut un invitat coleg din structurile agenției și printre ideile generoase pe care domnia sa le are și fapte concrete, spunea că orice document care ajunge la entitățile publice parcă face să se dilate timpul. Problema de fond este următoarea. Nu vreau să intrăm în detaliile astea că sunt foarte bine pregătit. În 2001 apare ordonanța 13. Știți ce spune acolo? Că la nivelul ATU-urilor trebuia să existe două servicii. Unul de cadastru, de cadastru și unul de agricultură. Vă dați seama dumneavoastră că din 2001 sunt 30 de ani. Câți bani au pierdut țăranii români datorită neimplicării celor care sunt în spate și trag sforile să fure. Ăsta e termenul. Că dacă organizam la nivelul fiecărei comune acei consultanți, pentru că la nivelul comunei există un consultant, un specialist. Țăranul venea cu încredere. Așa, ce-au făcut? Vedeți, eu sunt foarte supărat pe lucruri care eu le-am făcut și le-am demonstrat. Atenție, când spun de livezile, că l-am aici martă, viu, ocular, de când lucrăm împreună, domnul secretar? Cred că din 2009. Vă dați seama? Și domnul primar, care e un tip, bine, un român adevărat, jumate ungur de alte neamți, ca să fim limpezi în exprimări, vreau să-l fac campion. Pe banii lui a crescut strângerea de impozite, cel puțin cu 20%. Și nu numai atâta, în ultima perioadă, să știți că am sesizat, dânsul nu știe exact ce știu eu sau nu, am sesizat că și-o luat la comună unul care se ocupe de executări, nu? Ceva de genul ăsta, da, nu? Da, avem. Un executor fiscal, funcționar public, da. Păi vedeți, acum să vă spun, domnul primar înseamnă că e un primar implicat și competent, care are grijă de bani pentru că recuperează ce are de recuperat fără să se gândească electoral că o să piardă voturile cetățenilor pe care execută. Să știți că a fost extrem de echilibrat, extrem de corect și împotriva lui, dacă ar fi, de exemplu, ceva care trebuie să o facă, făcea. Asta vă spun foarte clar, că sunt mândru că am colaborat cu un astfel de om care la o comună mică a demonstrat că atunci când doresc se poate. Și domnul secretar vă poate comunica, pentru că noi colaborăm foarte bine. Asta ziceam și eu. Deci un om competent la locul potrivit poate să facă minuni. Deci... Doamne, identificați în România valorile. Sunteți om politic. E normal și este necesar să avem oameni politici. Oameni cu suflet. Are nevoie românul de astfel de oameni. O, Doamne, timpul ăsta nenorocit, așa de repede ce câteodată. Și mai ales când discutăm despre suflet, că am spus că vreau să facem o emisiune despre suflet. Cred că este bine să căutați ce s-a făcut bine și să știți că s-au făcut multe lucruri bine în românica noastră. Mă anunț că mai avem 10 minuțele, nu mai avem prea mult. Sper să nu vă supărați pe mine că eu v-am spus direct lucrurile care vi le-am spus. Ideile pe care le-ați promovat sunt de mult acoperite de unii și de alții. Eu n-am zis că am descoperit noi acum, doar că insistăm pe anumite... Și de ce nu ne întrebați și cum? Pentru că eu știu să fac. E păcat că nu se fac. Deci tot timpul, eu am spus tot timpul, nu doar vorbim, nu rămânem doar la modul de a vorbi și a nu pune în practică ceea ce vorbim și stabilim. Treceți la fapte, că vremea vorbelor a trecut de mult. Vă atrag atenția, doamna consilier politic, că strategia unor partide
este să facă fapte și nu vorbe. Dumneavoastră, cei care faceți parte din coaliție, ați cam făcut vorbe. Și oamenii toată văd... lumea a făcut vorbe. Ideea e că trebuie trecut la fapte. Da, da. Din toate partidele sunt convinsă că sunt oameni competenți și capabili care pot să facă. Nu prea. Dați-mi voie să vă spun că prefectul de Timiș este tot de la USR. Și am urmărit la instalarea lui dacă face vorbire despre patrimoniul sistemat al României. Și știți ce calitate are? Avocat. N-a făcut. E un semn foarte mare de întrebare și lipsă total de diplomație. Pentru că județul Timiș nu aplică legea. Și am pus o întrebare la nivel național. O să vă spun exact. Dacă se aplică sau dacă un ordin poate completa o lege sau când intră o lege în vigoare sau dacă nu sunt norme, trebuie aplicată o lege. Și să știți că am primit un răspuns foarte interesant. Foarte interesant. M-au trimis la legea 24/2000 cu privire la tehnica legislativă. Acolo, vă spun eu cinstit, deocamdată soluția pe care o identific pentru îmbunătățirea acțiunii în favoarea românilor, că nu în favoarea mea, că n-am pământ de recuperat, este să găsesc oameni ca dumneavoastră, ca domnul secretar, care au bunăvoință și cu înțelepciune, cu onestitate, cu decență, să le spună românilor ce trebuie să facă. Adică, cu fapte concrete. Deci, baza de date de care făceați dumneavoastră vorbire există. Ideile există. La Timișoara din 96, când s-a pornit un GIS, cel care l-a născut mi-a spus într-o întâlnire, o prelegere, din păcate nu mai trăiește, domnul Marton se numea, un mare om. Știți, conducerea primăriei nu vrea că nu știu să lucreze pe calculator. Știți ce ar însemna să lege, de exemplu, bazele de date existente la nivelul unei comune? Registrul agricol, starea civilă, fiscul. Și ce mai aveți, domnul secretar, ce baze mai aveți? Mai avem, deci pe lângă acestea avem și pe latură socială avem o grămadă de baze de date primite. Baze de date, cum ați spus dumneavoastră, să introduci un ID, să nu zicem neapărat CNP-ul și să spui în toată țara că ăla are acolo, acolo, acolo și să plătească tot ce are. Vă dați seama unde am fi? Da, este mult mai simplu dacă s-ar face lucrul ăsta, pentru că cetățeanul chiar și de acasă, tot se vorbește de digitalizare, dacă își bate CNP-ul într-o platformă, poate vedea automat atât datoriile, cât și bunurile înscrise pe el, cât și acțiunile pe care trebuie să le facă în concret, cu pașii de urmat, pentru a-și rezolva problema. Doamna notar, ne-au mai rămas foarte puțin minuțele, însă vreau să vă anunț câte ceva. Având în vedere că mă mut, adică nu mă mut, că nu m-am mutat niciunde, lucrez mult mai mult acum în județul Arad, am început niște discuții privind urbanismul și vom dezvolta tot felul de prelegeri pe subiectul județului Arad. Să știți că am găsit, am identificat oameni de calitate care au și responsabilități în domeniu și vom încerca să oferim o alternativă pentru români. Sunteți dispuși să ne ajutați în această construcție? Pentru că toate domeniile trebuie să fie reprezentate. Ce mare lucru ar fi să putem să construim. Parcă prea mult s-a dărâmat până acum. Cu drag. Și eu tot timpul spun că munca în echipă aduce beneficii mult mai mari decât munca individuală. Pentru că eu vin din punct de vedere juridic să spun ce se poate și ce nu. Puteți să puneți lei pe rană. Da, deci domnul secretar poate să vină să spună din punct de vedere administrativ, un topograf, da, o persoană autorizată în domeniu poate să vină și să spună ce se poate din punctul acela de vedere și atunci automat, inclusiv propunerile legislative pot să fie niște propuneri concrete pentru că vine cu tot la pachet. Nu vin cu doar cu o parte din ceea ce se vrea să se face, iar după aceea să venim și să cârpim și să adăugăm și așa mai departe. Un proiect trebuie să fie de la început proiectat foarte bine, la fel unei case. Nu neapărat.
Vă dați seama, doamna notar, din 2019 până astăzi, 13 modificări la codul administrativ și noi am început să le discutăm. Deci, vă dați seama ce datoare sunteți la noi? Domnul secretar general poate să ne confirme că mai sunt o grămadă de lacune chiar cu aceste 13 modificări legislative. Bun. Da, și acum vreau să vă mai spun o chestiune, cu asta ne apropiem de final. Ați spus că băieții din Parlament nu prea știu. Băieții nici nu trebuie să știe. Ei trebuie să fie deștepți, să-și aibă consilieri profesioniști. Nu familia, nu interesele de clan pe care le identificăm peste tot. Dacă ar avea profesioniști care să-și spună punctul de vedere, poate ar ști ce să facă. Eu am pe cineva în Parlamentul României care când mi-a citit propunerea, a zis, trebuie să ajungeți la primul ministru. Și vreau să vă spun că s-a mișcat țara și n-a fost decât o vorbă. Atenție! În două minute s-au rezolvat problemele. Eu am venit cu veche. Eu n-am venit cu vorbe. De aia spun că dacă ne alăturăm mai mulți români care vrem binele țării, sunt convins că vor apărea și rezultate. Ce perspective avem, domnul secretar, cu acest cod administrativ? De câte ori îl vom mai schimba în decursul zilelor? Cred că de fiecare dată când ne vom lovi de o problemă care nu este bine reglementată, vom aduce o modificare sau o completare. Doamnă, cum v-ați simțit în emisiunea noastră? Foarte bine, dar a trecut foarte repede. Da. A trecut foarte repede, vedeți? Așa trece viața. Și la finalul vieții... Domnul secretar general, aș mai fi avut o grămadă de probleme de discutat. Da, cu altă ocazie o să le discutăm. Ați un schimb de experiență de cum se întâmplă în județul Timiș și cum se întâmplă în județul Arad. Avem posibilități, vă garantez că vom crea această posibilitate, e foarte important, pentru că noi clamăm mai mereu sistemul unic pe toate domeniile și se pare că e unitar doar în vise. Mă bucur foarte mult că am fost alături de doamna Toma Oana, de domnul Radu Briscan. Am avut posibilitatea să deschidem un dialog, poate a fost mai hotărât acest dialog, dar poate trezește interese și mă bucur că mi-a promis că va rămâne în echipa noastră. Atât Radu că l-am de mult, doamna Toma, noi căutăm valorile, să le promovăm, să punem în valoare ceea ce e mai bun pentru români. Doamne ajută, Doamne dă bine, Doamne binecuvântează România pe toți românii, indiferent de nație, care ar fi ei, oriunde ar fi, orice ar lucra, orice profesie ar face și dă, Doamne, multă sănătate tuturor. Doamne ajută și mai bine. Doamne ajută, o seară frumoasă. O seară frumoasă.